Doamnelor și domnilor, cel mai așteptat anunț din partea unui membru al cabinetului Ciucă. Suntem în legătură directă cu ministrul Muncii, domnul Marius Budăi. Bună seara, domnule ministru! Bună seara tuturor și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Și noi vă mulțumim pentru că faceți un demers foarte util, și anume acela de a lămuri ceea ce în clipa de față este anunțul care a venit de la Bruxelles și care sigur a pus pe mulți pe gânduri. Mai este posibilă majorarea pensiilor câtă vreme, spune Comisia Europeană. Nu s-a modificat încă nimic în PNRR în privința acelei bariere. Nu pot depăși pensiile din România 9,4% din produsul intern brut. Și atunci unde mai e loc de mărire? S-a întrebat toată lumea, domnule Budăi, astăzi. Haideți să liniștim. Vă mulțumesc mult pentru această ocazie. Să liniștim pe părinții și bunicii noștri. Această majorare de acum nu este afectată de acest procent. Problema este pentru majorările următoare și pentru rezolvările inechităților. Însă, răspunsul venit de la Comisia Europeană, la inițiativa unei publicații din România, a fost un răspuns care a fost scris în conformitate de funcționari probabil de la Comisia Europeană, în conformitate cu PNRR actual. Este un răspuns care nu include discuțiile politice de prim nivel, cum le-am avut, de exemplu, eu în puternicii de Marcel Ciolacu de PSD cu comisarul pentru muncă, domnul Nicolae Schmidt. Vă aduceți aminte că a venit domnul Nicolae Schmidt și în România. Discuțiile tehnice pe care le-am purtat ulterior împreună cu Banca Mondială și împreună cu Comisia Europeană, care cu siguranță, pentru că este o măsură nedreaptă. Și nici discuțiile premierului Ciucă de la Bruxelles de acum 3 săptămâni? Nici ele nu sunt cuprinse în acest, nu sunt acoperite de acest răspuns? Nu, discuțiile domnului premier, probabil eu nu-mi permit să vorbesc în numele dumnealui, pentru că nu știu, nu au vizat discuții cu persoane din tehnic, ci a vorbit probabil cu doamna comisar european. Nu a vorbit cu doamna președinta Comisiei Europene. Nu colegul a nostru, cu Vasile Marcu, domnule ministru, a adresat aceleași întrebări Comisiei și a primit aceleași răspunsuri. Sub semnul întrebării este rezolvarea din partea României, spune Comisia, a acestui chestiuni legate de procentul de 9,4%. Deci dumneavoastră spuneți că deocamdată nu este prins în PNRR această modificare discutată, dar când va fi operată sau dacă va fi operată? Stați să discutăm pragmatic, ca să nu... Tot timpul nu mă erijez într-un cunoscător neapărat doar al veții seniorilor din România, dar îmi permit să spun că eu cunosc foarte bine viața seniorilor din România și de asta mă și lupt să scoatem acel procent nedrept din PNRR. Bun. Din primul lucru, și am spus-o tot timpul, nu există așa ceva, iar procentul calculat din punct de vedere statistic la nivel de Uniune Europeană este de peste 12,5%. Dacă în concepția unora cetățenii, seniorii României trebuie să fie mult mai săraci ca media Uniunii Europene, este doar părerea lor și noi, PSD, vom lupta în continuare pentru scoaterea acestui proces. Bun, și care va fi rezultatul? Cum veți avea succes din moment ce deocamdată nu s-a operat această modificare? Asta era întrebarea. Se va opera această... Noi suntem la trimestrul 1, finalul trimestrului 1, cu jalonul acesta din PNRR. Discuțiile politice nu s-au încheiat. Discuțiile politice la nivel de ministru al muncii și comisar al muncii s-au soldat cu susținerea Comisarului Muncii pentru eliminarea acestui procent. Discuțiile cu Banca Mondială și analiza Băncii Mondiale are argumente și analiza aceasta are argumente, conține argumente solide pentru eliminarea acestui procent. Jalonul acesta cuprinde însă și obligativitatea modificării legii pensiilor. Este una dintre condițiile pe care le pune Comisia Europeană. Avem timp în acest interval, cum spuneți, la sfârșitul trimestrului 1 din 2023. Până în acest moment, Ministerul Muncii și-a îndeplinit toate jaloanele și așa vom proceda și în continuare. Nici sub o formă, din cauza Ministerului Muncii, nu va fi pusă în pericol implementarea PNRR. Și eu, cu permisiunea dumneavoastră, le mulțumesc public
atât consultanților de la Banca Mondială, dar mai ales colegilor mei din cadrul Ministerilor Muncii și din agențiile. Bun, e nevoie să le mulțumiți pentru răbdare și celor care ar trebui să fie beneficiarii acestor modificări, pentru că, din păcate, este toată... Este nevoie să-i asigur pe părinții și bunicii noștri toată că pensiile vor fi majorate. Domnule ministru, chestiunea aceasta a devenit cumva peste capul dumneavoastră, care ar fi trebuit să fiți cumva decidentul principal în funcție de calcule și cunoscând sistemul foarte bine. Ca atare o să vă întreb altfel, având în vedere că nu mai este în mâna dumneavoastră decizia, ci este dita mai războiul între cele două părți mari ale coaliției, n-am luat în socoteală și UDMR-ul. Domnule ministru, când credeți că nu vor mai sta în tensiune cei cărora le spuneți părinții și bunicii noștri? Când vor ști câți bani vor avea pentru masa de Crăciun, ce le rămâne după ce au plătit facturile? Câți bani vor avea în ianuarie, când va veni grosul facturii pe decembrie? Că noiembrie, iată, e încă călduță. Vă rugăm, domnule ministru. Eu am apreciat astăzi extrem de mult poziția, fără să-l laud, fără să-l ferii, de Marcel Ciolacu, când a spus foarte clar și a făcut un apel la colegii noștri din PNL să nu se mai joace cu emoțiile seniorilor României și să ne așezăm în săptămâna următoare la masa dialogului, astfel încât săptămâna viitoare până la sfârșit să luăm și decizia. Pentru săptămâna că viitoare și până la sfârșit păstrăm acest anunț și îl folosim ca argument. E că nu se știe cu cât și nici când. Da. Mulțumesc, domnule ministru. Înțeleg că nu mai puteți să rămâneți în legătură directă cu noi și mulțumim că ați apreciat. Mulțumesc pentru invitație.